În prima etapă din campionatul național de rugby în 7 divizia, CS Năvodare a obținut 3 victorii și a suferit un eșec. În turneul desfășurat în această dimineață pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, elevii antrenorilor Cristian Husea și Cornel Suciu au învins cu 43-0 pe Gringos București și cu 38-0 Jandarmeria Capitalei. 28-12 a fost scorul în dispută cu RCM Galați, iar în meciul cu CFR Brașov, dobrogenii au suferit singura înfrângere, scor 12-17. În ciuda solicitărilor mari la care au fost supuși ruibiștii, echipa din nordul litoralului a încheiat turneul fără accidentări. În urma acestor rezultate, CS Năvodare a acumulat 10 puncte și ocupă locul 2 în clasament, fiind precedată de CFR Brașov. Următoarea etapă se va disputa weekendul viitor la Galați.